Înmulțirea repetată a unui număr cu el însuși poate fi scrisă prescurtat folosind o notație alcătuită dintr-un număr care se numește bază și un număr scris în partea dreaptă sus a acesteia. Numărul scris mai mic, situat în partea dreaptă sus, se numește exponent. Pluralul exponentului este exponenți. Ei ne arată de câte ori un număr se înmulțește cu el însuși și sunt folosiți pentru a scrie mai simplu expresii complicate și numere mari. În loc să scriem 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2, putem folosi expresia 2 la puterea a 5-a. Numărul care se înmulțește cu el însuși se numește bază, iar numărul care arată de câte ori se repetă baza se numește exponent sau putere. Aceasta este notația exponențială. Exponentul ne arată întotdeauna de câte ori să înmulțim baza cu ea însăși. Iată câteva exemple. Sunt anumite reguli pe care trebuie să le respectăm când înmulțim sau împărțim puteri. Cunoașterea acestor reguli ne ajută în algebră pentru a scrie mai simplu expresii sau atunci când rezolvăm ecuații. Regula numărul 1. Orice număr diferit de 0, al cărui exponent este 0, este mereu egal cu 1, indiferent de valoarea bazei. Iată câteva exemple. Regula numărul 2. Dacă un exponent este negativ, atunci este folosit pentru a împărți și nu pentru a înmulți. Regula numărul 3. Când înmulțim puteri cu aceeași bază, scriem baza și adunăm exponenții. Regula numărul 4. Când împărțim puteri cu aceeași bază, scriem baza și scădem exponenții. Regula numărul 5. Când ridicăm o putere la o altă putere, scriem baza și înmulțim exponenții. Să ne amintim. Exponenții ne arată de câte ori trebuie să înmulțim un număr cu el însuși. 2 la puterea a 3-a sau 2 la cub înseamnă 2 ori 2 ori 2. Dacă folosim radicalul, înseamnă că efectuăm operația inversă. Pentru a afla rădăcina cubică a lui 8, trebuie să găsim un număr care devine 8 când este înmulțit cu el însuși de 3 ori. Extragerea rădăcinii cubice este operația inversă ridicării la cub sau la puterea a 3-a. Haideți să aflăm despre scrierea științifică a unui număr. Lumina călătorește cu viteza de 1.080.000.000 de kilometri pe oră. Putem scrie acest număr într-o formă matematică prescurtată astfel. Aceasta este forma sa științifică. Trebuie să aibă o valoare cel puțin egală cu 1 și mai mică decât 10. Exponentul lui 10 ne arată peste câte cifre a fost mutată virgula. Un fir de păr uman are diametrul de 0,00381 cm. Scrierea științifică pentru acest număr atât de mic presupune mutarea virgulei către dreapta până obținem un număr cel puțin egal cu 1 și mai mic decât 10. Am mutat virgula peste 3 cifre, dar având în vedere că am mutat-o către dreapta, exponentul lui 10 va fi negativ. Deci, în scrierea științifică, numărul nostru va arăta așa. Distanța medie dintre Marte și Pământ este de 2,25 ori 10 la puterea 8 km. Pentru a transforma scrierea științifică într-un număr, trebuie să ne uităm la exponent care ne arată de câte ori trebuie să mutăm virgula. Exponentul are valoare pozitivă, deci vom muta virgula către dreapta. Putem spune că Pământul este la 225 de milioane de kilometri depărtare de Marte. O furtnică poate ridica 5 ori 10 la puterea minus 6 kg. Ne uităm la exponent pentru a vedea de câte ori trebuie să mutăm virgula și în ce direcție pentru a transforma scrierea științifică într-un număr. Exponentul are valoare negativă, deci vom muta virgula către stânga. Acum știm că o furnică poate ridica 0,000005 kg. Pentru a rezuma,
folosim exponenții și scrierea științifică pentru a scrie mai simplu numere foarte mari sau foarte mici. Când lucrăm cu exponenții, există reguli pe care trebuie să le urmăm și folosirea lor face lucrul cu expresiile algebrice, formule și ecuații mult mai ușor. Poți să rezolvi următoarele exerciții. Dacă ți s-a părut util tutorialul nostru, te așteptăm cu mai multe tutoriale pe canalul nostru de YouTube Tutoriale-Video. Și nu uita, dă de veste colegilor și profesorilor tăi!